Salutare! Cu foarte mare bucurie și entuziasm și cu cele mai multe scuze că încă nu m-am obișnuit să vorbesc cu aparatul ăsta dentar, vă anunț că astăzi avem o colaborare cu Temu, Timu. Noi fiind români, o să spunem Temu, pentru că pe mine de foarte multe ori am avut multe holuri Temu aici. M-ați auzit spunând Temu. Voi puteți să spuneți Timu, Temu, fel și fel de denumiri, de pronunții, de fapt, doar că noi astăzi vom vorbi despre Temu. Am o colaborare cu ei. Pentru început vreau să vă spun că este super important să vă descărcați aplicația Temu în telefon, mai ales dacă sunteți utilizatori noi. Intrați în descrierea acestui videoclip și o să găsiți acolo un link. Accesați linkul acela, descărcați aplicația, dați search acolo codului meu de reducere DNN9484. O să aveți cupoane în valoare de 485 de lei. Foarte, foarte bine de știut este faptul că poți avea livrare gratuită, retur, aveți 90 de zile la dispoziție. Dacă nu vă place un produs, puteți să îl returnați și primiți banii înapoi. Și încă o chestie, timp de 30 de zile puteți să cereți un refund. Puteți să, dacă prețurile se modifică, voi puteți să dați acolo ajustare de preț, cam așa s-ar traduce în limba română, și veți primi diferența de preț a produsului. Mie mi se pare ceva foarte, foarte tare. Nu vă mai țin pe jar, nici eu nu m-am uitat la ele, doar la un singur produs am pus baterii și cam atât. Sunt foarte curioasă și eu. Și dacă v-am spus că am pus baterii unui produs, haideți să începem cu el. Este vorba despre un mini ventilator. Ce poți să-ți dorești pe canicula asta dacă nu un ventilator portabil, ceva mic, care să încapă în geantă? Eu l-am ales pe acesta, deci așa arată. Toate produsele de pe Temu, să știți că vin ambalate, fie în punguțe, fie în cutii, v-am mai arătat, lucru care mie îmi place foarte mult. Eu l-am ales în nuanța asta super drăguță de nude, bineînțeles. Am aici două baterii din astea micuțe și... Deci, produsul ăsta e salvator. Cred că vedeți cu câtă putere vine aerul spre mine pentru că mi se mișcă părul. Îl ador, pur și simplu, deci îl ador. Trebuie să vă mai spun că pe Temu găsiți niște produse, chiar aveam o discuție cu cineva recent, găsiți produse care, la noi în țară cel puțin, sunt foarte, foarte, foarte scumpe. Și mă gândesc că sursa este aceeași, deci de ce să ne alegem calea mai ușoară și mai prietenoasă cu bugetul nostru? A costat foarte puțin ventilatorul ăsta ca toate produsele de altfel. Apoi, mai am aici o cutiuță, asta este peria lui Garfi. De foarte mult timp vedeam reclame peste tot cu genul ăsta de perie cu aburi care se încarcă, îi pui tu apă și mai unde să o găsesc. Evident că dacă nu știți unde să găsiți un produs pe care îl vedeți fie în online, fie prin magazine sau la cineva prin casă, căutați-l pe Temu și cu siguranță o să-l găsiți acolo. Deci peria asta sper să ne ajute cu blănița lui Garfi. În perioada asta îi cade foarte mult părul. A, uite ce drăguț a venit într-o folie din asta. Și sper să ne ajute să îi mai curățăm un pic blănița. Ce drăguță e, portocalie așa, cum este Garfi. Aici avem o găurică prin care o să iasă aburul. Stați să văd că cred că se deschide. Aha, da, uite. Pe aici se deschide exact ca la fierul de călcat cu aburi. Punem aici apă, închidem. Ăsta, stați, cred că este butonul pe care deschidem peria și pe aici ar trebui să iasă aburul. O vom testa, bineînțeles, și vă las cadre să vedem dacă funcționează sau nu. Ea se bagă la încărcat, cum vă spuneam, lucru care îmi place foarte mult. Hai să vedem. Funcționează? Nu funcționează? Am pus puțină apă aici în perie și... gata! Ia uitați-vă! Vedeți? Și avem aici una bucată. Ia stai, mami, să o vedem. Lui nu prea îi place deloc la pieptănat, cred că v-ați dat seama. Ia și o vedem, măi, mami, mă. Deci ați văzut că am reușit să-l pieptăm pe o suprafață foarte mică. Și ia uitați-vă. Mamă! Deci chiar funcționează chestia asta cu aburi. Văd aici un imprimeu. Mi-am ales o rochiță. De foarte, foarte mult timp îmi doream genul ăsta de rochie să fie prinsă după gât, să se vadă foarte frumos partea asta de claviculă și umerii și să nu fie nici foarte, foarte scurtă, dar nici prea lungă.
Abia aștept să văd cum este. Hai să o scoatem. Uite, așa vin hăinuțele în pungi de genul acesta. Mi-am ales mărimea S, parcă da. Uite, scrie aici pe pungă, mărimea S. Mamă, ce material! Super! Ador! Mamă, cât îmi place! Deci, uitați-vă, o să vă dați mai bine seama din partea de try-on, dar vreau să vedeți și voi. Așa vine. Materialul, vedeți că nu este drept, ceea ce înseamnă că nu trebuie să-mi bat capul cu călcatul. Cam așa arată această rochiță, absolut superbă! Spuneți voi că în rochea asta nu e minunată, deci este atât de vaporoasă, de vară, mi se pare că arată grozav, printul ăsta este superb, efectiv superb. Așa vine în partea asta, cum vă spuneam, la spate, sper că am reușit să îi fac cât de cât o fundă drăguță ceva. Doamne, deci o ador, cu siguranță o să fie rochea mea preferată pentru vara aceasta. Dacă mi-ați mai urmărit clipurile, știți că eu sunt o iubitoare de papuci. Fie că vorbim despre papucii de casă, papuci de mers pe afară, papuci să fie, îi ador și de data aceasta nu puteam să ratez ocazia să nu-mi cumpăr o pereche de papuci. Cred că i-am cumpărat în mărimea 38-39 și hai să vedem, mamă, cât de moi sunt! Am ales galbenul acesta, foarte drăguț, un galben pastel, așa. Ma, eu cred că îmi vin. Da, îmi vin foarte bine. Mamă, ce bucur! Și cred eu că se potrivesc chiar și cu rochia asta, așa. Ceva foarte simplu, rapid, sunt superbe, efectiv, foarte moi. Nu știu dacă vă dați seama, dar uitați-vă, sunt foarte, foarte moi, foarte flexibili. Exact cum așteptam, papucii ăștia sunt foarte confortabili, îmi vin foarte bine. V-am zis că eu am mărimea 38-39, deci mărimile pot să spun că se potrivesc, pentru că eu în general port mărimea 38, deci... Vin foarte, foarte bine, super drăguți, confortabili, îi pot purta în diferite outfituri. Mai am ceva de îmbrăcat aici. O, Doamne, arată la fel ca pe site. Deci, la fel. Am tot văzut că se poartă cămășile astea stil rochie, sau mai bine zis rochile stil cămașă, în mai multe nuanțe. Și mi-am ales și eu una, sunt foarte curioasă, n-am purtat niciodată. Îmi place materialul, se aseamănă foarte mult cu cel al rochiei, deci e un material de vară, nu e ceva care să mi se pară foarte, foarte călduros sau să se lipească pe piele. Și, Doamne, cât de frumoasă e! Mi-am ales tot mărimea S și ia uitați-vă! Sper să se vadă acolo la voi pe cameră exact culorile acestei rochițe. Deci, în partea asta am roz, în partea aceasta un albastru violet și aici jos este cu galben în spate în felul ăsta. Uitați-vă cât de drăguț arată rochița asta împreună cu papucii mei galbeni. Dacă vreau să am așa un outfit ceva mai lejer, pot purta rochița în felul acesta, de ține stătător să zicem, dar dacă vreau să-mi accentuez talia, cu siguranță îmi pot pune un cordon, o curea, ceva și uitați-vă că se schimbă puțin, arată foarte drăguț în ambele moduri, îmi plac mult de tot mânecile care vin clopot, cred, uite așa, nu este foarte scurtă, așa vine și în partea din spate, nu mi se pare transparentă, aș merge cu rochia asta peste tot. Vedeați produsul ăsta încă de când v-am arătat coletul la început și ce credeți că este? Așa cum sunt înnebunită după papuci, așa ador chestiile luminoase, corpurile de iluminat în casă, dar nu pur și simplu cam un bec deasupra sau ceva. Îmi plac lucrurile astea mai moderne și voi ați văzut din clipuri lucrul acesta. Am ales un LED. Scrie aici 500 de milimetri, lungimea acestui LED. Eu am aici warm white și cam atât pot să vă spun. Acesta este modul de prindere. Sper să vedeți acolo și până nu îl atașez undeva în casă, nu știu să vă spun prea multe lucruri. A, ce drăguț! Văd că are și o folie aici de protecție. Ia uitați-vă, o să-i dau folia jos atunci când o să-l fixăm undeva pe perete, v-am zis în hol. Și presupun că acesta este senzorul ăla de mișcare
Sunt foarte curioasă, deci foarte, foarte curioasă. Ce vom face acum este să deslipim aceste două părți. Pe asta o vom lipi pe perete, aceasta va veni pe LED. Am lipit LED-ul și arată super bine. Foarte drăguț, ne place mult și am pus deja în coș alte LED-uri și în alte dimensiuni, pentru că vrem să mai cumpărăm. Mi-am ales și niște accesorii și mai exact un set de cerceluși și un lanț. Cunoașteți deja faptul că eu sunt îndrăgostită de lanțurile astea cu biluțe albe, deci îmi plac foarte mult și dacă ele vin în combinație și cu niște detalii aurii, cu atât mai bine. A fost foarte ieftin lanțul ăsta, nici nu știu să vă spun, foarte, foarte ieftin, neașteptat de ieftin. O, super, o să vină exact la baza gâtului, foarte drăguț arată. Așa, îl pot regla eu de aici, dacă vreau mai lung, mai scurt. Vai, câte finuț și câte drăguț e. Super, se seamănă foarte mult cu cel pe care îl am eu, care a costat mult mai mult de atât. Și hai să vedem și cercelușii. Uite, așa sunt. Eu mi-am ales un set de cercei din aia care se pun aici, sus. Eu am deja mai multe găuri în urechea asta, dar voiam ceva și pe partea aceasta și am zis să încerc ceva mai puțin dureros. Ia să vedem. I-am ales, bineînțeles, tot aurii, dar aveam acolo mai multe opțiuni, adică mai multe opțiuni. Fie aurii, fie argintii. Doamne, cât îmi place asta. Ia uitați-vă ce drăguț e. Foarte, foarte, foarte drăguț. Super. Ia să vedem. Sunt dureroși. Eu n-am avut niciodată genul acesta de cercel, care, dar nu mă descurc, care se prinde aici pe, la ureche. Mi-a fost puțin greu să îi fixez aici fără oglindă și cred că mi s-a înroșit și urechea. Deci, cred că îl pot purta fie așa, fie mai mult prins în felul acesta. Sunt foarte confortabil, n-am nicio problemă, deci chiar mi se par foarte, foarte drăguți. Și hai să rămân cu ei, nu? Cred că v-ați dat seama că eu am așezat aici coletul și scot așa, fără să mă uit, și iau random toate produsele pe care le am aici. În această punguliță, nu mai știu ce mi-am ales, într-o nuanță superbă de cafea cu lapte, un nude cu puțin maro. Hai să vedem. Oh my god! O pereche de pantaloni pe care nu trebuie să îi ajustez în talie, pentru că cu siguranță îmi vor veni foarte bine. Dar care este fața? Ia să vedem. Oare am buzunare? Nu, nu am buzunare. Cred că așa vin, în felul acesta. Doamne, cât de frumoși sunt! Nuanța asta drăguță și nu știu dacă vedeți acolo, dar ei au un model, uite așa, și nu știu cum se întâmplă, pe cuvânt că n-am făcut-o intenționat, dar mi-am ales, se pare, hăinuțe care nu necesită călcare. Foarte, foarte mult îmi plac și mă bucur că nu a trecut vara, deci încă pot să mă bucur la maxim de ei și pentru a proba acești pantaloni, vreau să îmi dați voie să caut un tricou. Eu sper să se potrivească, pantalonii îmi plac foarte mult și cu siguranță îmi vin. Iar tricoul este acesta, foarte drăguț, a venit împachetat. Abia aștept să văd cum este. Mi-am ales tot mărimea S cu sâsâiala mea de rigoare. Băi, chiar îmi pare foarte rău pentru sâsâiala asta pe care o am. Dar s-a nimerit să am colaborarea asta fix acum cu aparatul dentar, când nu pot să zic că m-am obișnuit 100% cu el. Ador! Efectiv, ador! Deci uitați-vă la imprimeul ăsta și să știți că tricoul nu este alb. Voi acolo îl vedeți alb, dar este un nude, un crem foarte frumos, o culoare care se potrivește, cred eu, cu nuanța pantalonilor. Nu știu dacă materialele sunt neapărat potrivite. Aceștia sunt mai elegant casual, iar acesta e casual sport. Se pare că astăzi este ziua ținutelor foarte legere, confortabile și de vară, pentru că și în ținuta aceasta mă simt extraordinar. Mi se pare foarte, foarte confortabil tricoul ăsta în dimensiunea asta mai măricică, deci așa arată mărimea S. Aceasta este dimensiunea lui, îl puteți purta fie în felul acesta, dar mie nu prea-mi place așa și de aceea voi alege să îl pun în felul ăsta în pantaloni. Sunt confortabili, nici prea scurți, nici prea lungi și arată super bine împreună. Degeaba spuneam eu că nu știu dacă se potrivesc materialele sau cum vor veni împreună, dar eu zic că dau foarte, foarte bine. Este tot un tricou, așa arată.
pe care m-am gândit să-l combin cu altceva. O să vedeți imediat, o să văd și eu de fapt, mamă, a? Drăguț rău de tot, foarte drăguț, aici să știți că este vopsea, nu este cusut sau ceva, dar pare de bună calitate și nu cred eu că, nu cred că o să se crape sau ceva, ia uitați-vă, vom vedea, vă țin la curent. Este elastic, așadar are elastan în compoziție și mărimea ideală pentru mine. Mă bucur foarte mult că nu sunt strâmte tricourile astea, tot mărimea S și la acesta și am ales varianta white. Îmi place foarte mult, îmi place mesajul, îmi place smiley face-ul ăsta de aici care e super simpatic și mi se pare foarte, foarte drăguț. Vreau să văd, stați că mai am aici o grămadă de chestii. Cred că ăsta, da. Mi-am ales această fustă pantalon pentru a putea, pentru a le putea combina. V-am zis că le-am luat așa pe outfituri. Hai să vedem. Am aici mărimea S și este varianta negru. Fusta asta, care de fapt, deci sunt niște pantaloni, așa arată în partea din spate. Mamă, și cu siguranță îmi vor veni în talie perfect. Au și elastic. Partea asta este elastică, deci dacă aveți talia ceva mai mărișoară, cu siguranță o să vă vină. Deci, cum vă spuneam, aici sunt pantaloni, iar în față, Doamne, cât de drăguț arată! Vin ca o fustă și mai mult decât atât, mi se pare foarte sexy crăpătura asta. Uite, așa. O să vă dați seama mult mai bine și eu la fel, îmi voi da seama mai bine după ce le probăm. Uitați-vă cât de drăguț arată, eu vreau să vă prezint așa dimensiunea tricoului, să vedeți exact cum vine el, dar eu nu prea port tricourile așa în modul ăsta banal, ci ori le pun în pantalon, în fustă, ce port, fie le fac aici un nod, stați să... reușesc și mi se pare că arată mult mai drăguț așa, este foarte, foarte fashion, foarte modern. Vedeți, eu am de fapt pantaloni aici, mă simt în siguranță, nu îmi fac probleme că o să bată vântul și o să-mi ridice fusta de la spate. Calitatea de la ambele piese îmi place și ea. Un obiect pe care îmi doream să-l încerc de multicel timp este acest curățător pentru scame. Dacă v-ați mai uitat la clipurile mele vechi, știți că eu am unul cumpărat acum mulți ani, dar într-o variantă așa mai micuță, care oricât de bune ar fi bateriile pe care îi le pun, nu mai are putere să tragă scamele de pe haine. Și am zis că ar fi momentul să îl înlocuiesc cu ceva mai mărișor. Așa a venit produsul în cutia asta. Este pus... Mai am ceva aici? Ah, uite, manualul de utilizare este pus într-o astfel de folie și este și el tot un obiect, un produs care se încarcă. Am aici Type-C, nu, ăsta este încărcător din ăla vechișor. Așa arată, într-o nuanță de verde foarte, foarte drăguță. Așa, butonul de deschidere, presupun că este acesta, că este singurul de pe el. Și cum ar trebui să-l curățăm? Aha, simplu. Super, deci aici o să se strângă scamele. Am adus lângă mine o pereche de pantaloni care, uitați-vă, s-au făcut foarte, foarte nasoli. Vedeți și voi acolo și hai să vedem dacă funcționează aparatul acesta. Efectiv, nu-mi vine să cred. În primul rând, haideți să vedem unde sunt, unde s-au strâns scamele. A, uite aici, stați că trebuie în felul ăsta. Ia uitați-vă câte scame avem aici. Așa, și hai să vedem pantalonii. De fapt, să vă arăt, pentru că eu sunt uimită. Aici este partea de pantalon care nu a fost curățată, iar aici, în partea asta fină, sunt... este partea de pantalon pe care am curățat-o. Vedeți oare diferența? Deci nu-mi vine să cred. În pungulița aceasta avem, da, LED-urile pentru spatele televizorului. Eu
efectiv ador ca în momentul în care filmez și mai vedeți televizorul prin spatele meu să se vadă lumina aia foarte drăguță. Știu că la televizoarele nou apărute există funcția asta să luminezi tu spatele, doar că sincer nu stau acum să-mi schimb televizorul doar pentru a avea lumina aia în spate. Și dacă nu facem asta, găsim o soluție și mai ieftină și mai repede de pus în practică pe Temu și mi-am ales, uite, și chestia asta este cu încărcare. Foarte tare. Mi-am ales un LED. Trebuie să rup oare sau? A, nu. A, ce tare vine! Deci LED-ul ăsta este pe rolă, vedeți? Oare câți metri am aici? 3 metri eu am ales, puteți să alegeți variante și mai mari, dar și mai mici. Nu știu, dacă vreți să le lipiți în spatele patului sau la birou, oriunde, puteți să le puneți oriunde, doar că eu am cumpărat strict pentru a pune la televizor, în spatele televizorului. Deci banda asta LED, uite, trebuie să deschid aici, vine pe rolă și ceea ce trebuie să fac este să aplic pe televizor. Aici trebuie să îndepărtez folia aceasta de dedesubt, lipesc și gata, trebuie să fie gata de funcționare. Ăsta este încărcătorul, aici probabil am tot un manual de instrucțiuni, cum deschid, uite, în felul acesta. Mă bucur foarte mult că toate produsele astea vin însoțite de astfel de cărticele. Și de aici probabil deschid, schimb eu culoarea, viteza. Uite aici în capăt. Cam așa arată LED-ul odată lipit pe televizor. Nu o să înțelegeți mare lucru, dar a fost super simplu. Am dezlipit acea parte de care vă spuneam și pe urmă am lipit-o pe spatele televizorului. Rezultatul mi se pare wow! Deci arată super bine, uitați-vă și voi. Noi am setat modul acesta, deci să se aprindă și să se stingă în felul ăsta, dar voi puteți să combinați fie o singură culoare, fie să se aprindă și să se stingă altfel. Vă zic sincer că nu știu ce am aici. Nu mai aduc aminte ce am comandat. Wow! Ah, ochelarii de soare! Ochelarii de soare, ce drăguț au venit! Mă așteptam să fie ceva super, super fragil în cutia asta, dar sunt ochelarii de soare. Și da, mi-aduc aminte că am și cu toc din ăsta. Știu că și mama lui Cristi și-a cumpărat ochelari de soare de pe Temu și a ei au venit la fel, în această carcasă de protecție albă, superbă. Ador, chiar aveam nevoie de un case din ăsta. Foarte bine venit! Wow! Aici aceeași cartolină despre care vă vorbeam și aici sunt ochelarii. Mi-am luat ceva ce n-am mai avut până acum, dar știți că mie îmi place să ies din zona de confort, așa cum se întâmplă cu cerceii ăștia, care eu sper că i-am fixat cât de cât bine, nici nu știu. Să-mi spuneți dacă se văd ok sau nu, ținând cont că nu i-am pus cu o oglindă. Wow! Măi! Sunt primii ochelari pe care mi-i comand de pe Temu, să știți. Așa arată în partea asta, foarte drăguți. Mamă! Super! Ia să vedem. A? Eu zic că arată drăguț, nu? Sta să mă uit și eu aici în ecran. Așa vin în partea aceasta. Foarte drăguțe detaliile astea, zici că ar fi niște ochelari de la cine știe ce brand, foarte scumpi, foarte drăguți, foarte calitativi. Marginile astea sunt foarte finisate, aici, drăguți rău de tot, sunt foarte fini, nu par fragili, deci ramele astea să știți că nu sunt ca și cum ai umbla cu oul, știți cum se zice. Chiar cred că o să ne îmbăcăm foarte bine. Doamne, dar ce-mi plac, sunt foarte, foarte drăguți. Și îmi place și case-ul ăsta. Uite așa, pac, și gata. Îi punem în geantă, îi luăm peste tot. Și mai am aici un singur produs, de fapt un set care cuprinde două produse. Covoare pentru baie. Cred că v-am înnebunit cu căutarea asta mea de covoare pentru baie, dar chiar voiam să am ceva de schimb. În momentul în care le bag la spălat pe cele pe care le-am deja puse în baie, le voi înlocui cu acestea.
Dar ce moi sunt! Astea sunt covoarele, ăsta este covorul pentru toaletă. Aici, na, mă rog, o să vină vasul de toaletă, o să vă las eu ceva cadre cu ele puse deja în baie. Sunt foarte moi și aici pe spate au chestii din alea siliconate să nu cumva să alunece covorul. Dacă pui apă sub el sau, na, fiind gresie, vă dați seama că tot alunecă. Foarte drăguț! Și mi-am ales, bineînțeles, nuanța asta interesantă de nude. Oho, dar e măricel, mă așteptam să fie mai mic. Și covorul propriu zis, așa arată, dreptunghiular. Avem aceeași parte siliconată aici în spate, să nu cumva să alunece. Foarte drăguț arată. Și cam acestea au fost toate produsele pe care mi le-am ales eu de pe Temu. Sunt mai mult decât recunoscătoare și entuziasmată pentru ele. Sper că v-a făcut plăcere să urmăriți clipul meu și că v-am inspirat, pentru că, așa cum vă spun de fiecare dată, aceasta este ideea, acesta este scopul clipurilor mele, de a vă inspira și pe voi. Poate voia să comandați ochelari de soare de pe Temu, chiar aceștia poate, și nu știați ce calitate au. Sau voiați să încercați tricoul acesta și nu știați cum este mărimea S, dacă e mic, dacă e mare. Eu vreau să vă menționez că am 1,65 înălțime, 60 de centimetri în talie și undeva la 48-49 de kilograme în momentul acesta. Să vă luați așa un punct de reper. Mie îmi plac toate, aștept să-mi spuneți părerile voastre despre toate aceste produse. Nu uitați de linkul pe care vi-l voi lăsa în descriere și dacă îl accesați, descărcați aplicația, veți avea acele vouchere de care chiar puteți să profitați. Totalul lor este de 485 de lei dacă puneți codul DNN9484. O să vă las eu scris din nou pe ecran. Pe Temu găsiți de toate. Efectiv de toate, eu în casă am foarte multe produse Temu, de la chestia cu care se prind draperiile, ceasul de pe perete, foarte multe lucruri la birou, accesorii de make-up, chestii pentru masajul facial, de toate. Și dacă mă urmăriți, știți că eu vin aici în fața voastră pentru a vă prezenta doar lucruri utile și care chiar merită atenția noastră. Mulțumesc foarte mult, Temu, că mi-ați dat ocazia să colaborăm, mă simt flatată, mă simt foarte bine și sunt entuziasmată. Vă mulțumesc și vouă că ați vizionat clipul meu și ne vedem data viitoare cu un videoclip nou. V-am pupat! Pa, pa!